Am să-ți arăt niște resturi de copaci uriași tăiați artificial, de cine au fost tăiați și cum. În Argentina, asta este în Argentina, în deșert, ca și în Argentina sunt multe locuri în lume care au chestii astea, așa destul de mari, au fost destul de mari, probabil că undeva ca și de Devil Tower, turnul diavolului în Statele Unite. Este în Argentina, vezi că este la baza identică cum este un copac din pădurile din ziua de asta. De fapt, pădurile noastre sunt niște tufișuri pentru ce au fost înainte. Trunchi de copac, se vede clar că a fost tăiat, este împietrit, ceea ce prin la bază că faptul că ori a fost un proces pe care nu-l cunoaștem de petrificare, de împietrire, ori la baza compoziției moleculare a acestor copaci stă siliciul. Și din această cauză nu se pot, deci nu pot să fie putrezi, nu cum se întâmplă într-o pădure actuală, că este bază de, de carbon și se putrezește în timp, că este materie organică. Deci este foarte extraordinar când îi vezi și îți dai seama și accepti, nu? pentru că evident dacă spui la cineva că hei, ăștia sunt copaci, cândva au fost copaci uriași, spune că ești nebun și că ai dat-o în bară și că ți-ai pierdut mințile. Dar asta este, oamenii în general sunt prea slabi și prea deprimanți ca să accepte anumite chestii. În orice caz, îmi place toate astea, îmi place foarte mult. De cea, pur și simplu arată, cum acum ca și cum avea într-o pădure de asta de -a noastră și trei copaci sau 1, 2, 3 și asta poate al patrulea, aici poate altul mai mare și totul e deșert. Deșertul este artificial creat, deșertul este creație artificială în urma unui cataclism, catastrofe, război atomic, schimb artificial, o schimbare artificială din cauza unei acțiuni a unora, în mediu și normal, dar pentru oamenii de rând, dacă le spui chestia spune că este natura. Asta e. Sper că a plăcut și în viitor dacă am timp și dacă mai am materiale faine o să facem niște videouri mai multe despre copaci uriași, video -uri chiar care sunt mai profunde, dar trebuie mai mult timp de investigație. Și pe următorul video!